Pe 25 octombrie, de ziua Armatei Române, jucătorii de tenis de masă ai clubului Steaua București, Bernadette Sioci, Andreea Dragoman, Darius Movileanu și Andrei Istrate, s-au aflat în mijlocul a 10 de elevi de la Colegiul Național Elena Cuza din capitală. Cei patru campioni au susținut o demonstrație, au schimbat mingi cu mai mulți elevi, au acordat autografe și s-au fotografiat cu toți cei prezenți la această acțiune. A fost o plăcere să joc cu ei și să facem o demonstrație. Cred că s-au bucurat foarte mult și eu m-am simțit foarte bine. Chiar sunt fericită să fiu la o școală ca să pot face demonstrație. Ce competiții mai în acest an? Acum vineri o să plec la Champions în Frankfurt, unde se participă cele mai bune jucătoare din lume, primele 32. După aceea m-am calificat la primii 16 din lume, unde este foarte greu să te califici, dar sunt foarte mândră că o să fac parte din aceste două concursuri foarte importante la un nivel foarte înalt și bineînțeles la sfârșit de an, în decembrie, vom avea Cupa Mondială. Ne-am distrat, ne-am simțit foarte bine și mă bucur că au fost doritori care să joace cu noi. Și cei mici au fost foarte încântați de joc și s-au bucurat că au avut ocazia să joace cu noi. Elevii în clasa a 12-a, Darius Movileanu și Andrei Istrate, au un an școlar plin, pentru că vara viitoare vor susține examenul de bacalaureat. Nu este prima oară când facem o astfel de acțiune și cu siguranță tuturor ne-a plăcut, ne-am distrat, i-am învățat pe cei mici să joace și pe cei mari și așteptăm cu nerăbdare următoarea acțiune. Pentru noi este destul de greu să venim și aici, chiar dacă noi deja știm să jucăm. Ca antrenor trebuie să ai foarte multă răbdare să înveți elevii, dar a fost distractiv și chiar mă bucur că am venit astăzi aici și am jucat cu copii. Ești în clasa 12, te gândești la bacalaureat. Cum vezi acest examen? Mă gândesc la bacalaureat, eu fiind foarte mult plecat. Anul ăsta trebuie să fac câteva sacrificii, să mai îmi rup din timpul meu liber și în acele ore libere să învăț, pentru că bacul odată ce l-ai luat, îl ai pentru toată viața. Dar nu mă sperie bacul. Eu cred că o să-l iau cu notă mare, pentru că la examenele importante sunt un băiat destul de descurcăreț.